Adică câte vreme am lucrat aici la casă s-o implica puternic. Au fost diriginte de șantier aici, diriginte familiei. Veneau frații, tot felul de lucruri aici, el punea mâna acolo. Mătura, strângea de pe jos, îmi băia foarte harnic. Că aveam nevoie foarte mare de ce s-a făcut, mai ales de bucătărie. Chiar mă bucur foarte mult și a fost nerăbdătoare. Că m-ai chinuit în spate, fratele, știi? Și chiar sunt foarte mulțumit și mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și care s-au străduit și au pus umărul la lucrare. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ați fi avut posibilitate să faceți... Nu. Dar nu ai cum să faci așa, mai ales așa, într-un an de zile să faci câteva, nu, trebuia să muncească anunți, păi, 3-4 ani, dar în afară, nu aici la Bacău. Și fără să cheltuiți. Și fără să cheltuim pampers, șervețăli, în plus mâncare, nu, trebuia să facă vreo 5 ani, ca să putem să faci și dormitor, și baie, și bucătărie, nu. Ce vrei să... ajungi când crești mare? Sunt fericit. Unde ați fost ultima dată la control? La Iași am fost. Am zis că o să-ți revină cu mersul, o să meargă. Eu dau să meargă un pic mai strâng, așa mai... Au la cap Andreea, n-are o bucățică de carne care alimentează părțile de creier, care le face să dezvolte, să crească, să vorbească, să fie ca un copil normal. Dar Adelina nu mi-a zis așa bine și cu el. Și a 4 ani și încă nu merg în picioare. Da, 4 ani și aproape 5 ani cât mai este până mare. Te-am văzut că purtai pe surorile tale în brațe pe ambele. Da, păi cât de mult le iubești? Foarte. Ține, cum e? Pentru dumneavoastră, ca mamă, să aveți o familie așa numeroasă și să vă îngrijiți cu atâta atenție și două fetițe care încă așteptați un moment. Că suntem mulți, că nu ușoram să suntem mulți de obicei tot timpul, dar e bine, nu e nici greu. Că ele sunt cu minți, nu am probleme cu ele, dar când dați să mănânci și asta, nu mi-e greu, chiar nu mi-e greu. El a șpiat, el mă ajută foarte mult. Mulțumesc Dumnezeu așa cum mi l-a dat și da, slavă Dumnezeu. El se îngrijește de orice are el nevoie în lucrurile. Cel mai mare păcat să oprești nașterea de copii. Cât de Domnul, poate alții ne judecă de el. Cât? Am fost, acum eram să mor cu asta, că de-aia m-a șertat doctorul. I-am dat în emorajie foarte puternic. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și nu m-a mai lăsat viață pentru ei, ca să nu... Dar la toți și la ea am fost așa îngrijorată să nu fie așa și la Matei. Deci unii spunea că doar fetele, când o să ai fată, o să fii ca el. Unde-i soțul? Unde-i Ionuț? Unde l-am făcut. El unde muncește? La Bacău muncește acum. Așa ai zis filmetru? Sunteți o mamă puternică. Da, și asta datorită la Dumnezeu că El mă întărește și mă rog la Dumnezeu. E puternic pentru noi să pot să duc și aia și nu da. În numele Domnului Iisus stăm înaintea feței tale și îți mulțumim pentru ziua aceasta. Mulțumim că am ajuns în această casă, în această familie, Doamne. Te rog din toată inima să binecuvintezi această casă în continuare. Să rămână, Doamne, protecția ta peste ei, peste casa lor. Să fii cu acești copilași, Doamne, să te atingi de ei, să le porți de grijă nevoilor lor. Ceva vreme în urmă eram în locul acesta, vizitasem această familie. O familie destul de încercată, care locuiau în două camere, condiții destul de grele. Și cerusem ajutorul lui Dumnezeu și a dumneavoastră ca să realizăm niște lucruri frumoase. Astăzi suntem aici, ne bucurăm de lucrurile frumoase care s-au realizat, s-a construit o baie, s-a făcut un dormitor mare, s-a făcut o bucătărie. Sunt benefice pentru familia aceasta, mai ales având aceste două fetițe cu dizabilități. Vă mulțumim tuturor care v-ați implicat și ați pus umărul la lucrarea lui Dumnezeu și în mod special a Asociației Miros de Cer și prin ceea ce ați făcut, ați făcut ca această familie să se bucure de condiții mai bune, să li se ușureze munca lor și sacrificiul lor.
Dumnezeu să vă răsplătească pentru toate. Ca slujitor în aria vasluiului, cunoaștem familia aceasta de mai mult timp și apreciem enorm faptul că Asociația Miros de Cer, prin intermediul dumneavoastră, v-ați implicat în ajutorarea acestei familii. Este o familie serioasă, o familie care trece prin mari probleme, mari greutăți. Ceea ce s-a făcut la această casă este de o nevoie foarte mare. De aceea apreciem implicarea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să vă răsplătească El.